reprezentanții din partea stângă mea, la mine, sunt reprezentanții fracțiunii Partidului Liberal. În dreapta este, sunt reprezentanții partidului, fracțiunii Partidului Comunist, din Comunistul din Republica Moldova și reprezentanții, reprezentantul Partidului Liberal Democrat din Republica Moldova. Bine ați venit și ne bucurăm că manifestați interes față de ceea ce are procesele electorale și, în special, nouă unitate parlamentară. Noi cerem că suntem în partea noastră, am fost, am votat, nu am participat la această votare, am fost împotriva acestui cadru. Cel mai important principiu constituțional, principiul egalității votului, fiindcă egalitatea votului este un principiu foarte și foarte important atunci când o unire în baza listei de partid. Mă cred că Republica Moldova s-a adoptat mix normal, începând cu listă. În afară de această, de acest principiu care s-a întocat, este și este unul de celor care a votat acest cod electoral. Că interesul lor în mult de partid și el nu reflectă, atunci în rămare de stânga de sub acest curs aceasta și este un alt principiu care este foarte discriminator și sunt puternici și pot să manifeste. Dar cu fața că ar fi încălcat și procesele electorale și în special